Scriitorul Salman Rushdie a fost retras de la fan și este conștient, la două zile după ce un bărbat le a înjunghiat de mai multe ori, când va trage un eveniment la New York. Vestea vine de la agentul autorului indian Origin, care a spus că Rushdie ar putea vorbi. El va continua să fie spitalizat, deoarece rănile suferite sunt grave. Bărbatul care a înjunghiat scriitorul de 75 de ani a fost acuzat de tentativă de omor, fără posibilitatea eliberării. Poliția încearcă acum să înțeleagă planificarea și pregătirea atacului, precum și motivația suspectului de 24 de ani. Pe de altă parte, președintele american Joe Biden a condamnat atacul brutal împotriva lui Salman Rushdie. El a salutat faptul că Rushdie nu a acceptat să fie hărțuit sau tăcut și împreună cu soția sa, Jill Biden, și cu toți americanii și oamenii lumii, se roagă pentru sănătatea și recuperarea lui, potrivit Ager Press. Salman Rushdie, autorul cărții Versuri satanice și ținta unui Iran fatwa de peste 30 de ani, a fost legat de un fan după ce a fost înjunghiat în gât și abdomen vineri la New York, de un bărbat arestat.